FC Botoșani a realizat două transferuri importante la sfârșitul săptămânii trecute. După ce s-au întors din cantonamentul din Austria, botoșănenii au reușit să-și asigure serviciile fostului internațional sucevean Mihai Roman și a fostului jucător al Petrolului Victorașa Saftei. Mihai Roman a rămas liber de contract după despărțirea de Toulouse și a semnat un contract valabil pe un an. Originar din Vicovu de Sus, mijlocașul Mihai Roman s-a făcut remarcat în tricoul cetății Suceava, reușind un transfer la FC Brașov, echipa antrenată atunci de Răzvan Lucescu. În 2010 s-a transferat la Rapid București, iar în 2013 a semnat cu FC Toulouse. În Franța a avut parte doar de ghinioane. Accidentat de mai multe ori la tendonul lui Ahile și la coapsă, Roman nu s-a putut impune printre titulari. Mihai Roman a îmbrăcat de 8 ori tricoul echipei naționale a României.